Vă salut cu drag și în această seară și vă spun bun venit la emisiunea Vieți Schimbate. Sunt sigur că fiecare dintre noi am avut și avem provocări în viață. Unii se descurajează atât de tare atunci când vine vorba de provocări, încât nu mai au curajul să se ridice, să meargă mai departe. Alții își formează anumite traume care îi urmăresc toată viața, alții luptă însă cu ele și devin oameni mai puternici. Toate aceste probleme și elemente negative din viața lor îi ajută să fie oameni mai puternici. De aceea, în seara aceasta, vreau să vorbim despre perioadele de criză care arată cine ești. De multe ori ne supărăm când ni se face o nedreptate, când vin perioade de criză, când vine un război, când vine o recesiune economică, atunci când nu mai putem gestiona problemele din viața noastră și pur și simplu ne supărăm pe viață crezând că acele situații sunt dușmanul nostru. Însă, dacă stăm mai bine să ne gândim, să vedem lucrurile respective, ne dăm seama că în astfel de situații și în astfel de circumstanțe, întâlnind un anumit tip de oameni, ne măsurăm ca oameni. Atât caracterul, cât și personalitatea, cât și ceea ce suntem noi ca oameni. Perioadele de criză arată cine ești. Nu spun că ele sunt drepte, nu spun că ele îți vin cu anumite avantaje imediate, însă aceste perioade de criză arată cine ești. În Sfânta Carte a lui Dumnezeu există atât de multe istorii frumoase, inspirate de Dumnezeu, care ne arată că oamenii credinței nu au avut o viață în roz. De fapt, dacă ne uităm la marii oameni ai istoriei și ai Scripturii, tocmai acest element dă farmec vieții lor și poveștii lor de viață, faptul că au înfruntat lucruri grele și foarte grele, au trăit în vremuri aproape imposibile și au realizat lucruri mari împreună cu Dumnezeu. De aceea citim cu atâta entuziasm poveștile, de aceea citim cu atâta emoție tot ceea ce scrie Dumnezeu în Sfânta Scriptură despre marii oameni. Dacă n-ar fi avut probleme, dacă n-ar fi avut anumite lucruri cu care să se confrunte, lucruri grele, păi n-ar mai fi nimic interesant și inspirator în viețile acestor oameni. Există în istorie unii eroi care salvează și unii care omoară. Din nefericire, sunt numiți eroi, în contextul modern mai ales, acei oameni care omoară, acei oameni care distrug, acei oameni care aduc lacrimi și suferință în sufletele celorlalți. Și politicile și ideologiile moderne încearcă să te determine, să gândești că dacă lupți împotriva dușmanului statului, ești un adevărat erou. Însă în spatele acelei imagini create de dușman al statului stă un om, stă un tată poate, care are copii acasă, care a primit la fel ca tine ordine să omoare pe cei care sunt dușmanii statului și tu ești un dușman al statului pentru el. Și observați că dacă adâncim puțin problema, ne dăm seama că de fapt și unii și alții trăim într-o mare minciună creată de alții care ne transformă și pe unii și pe alții în eroi. Eroi care omoară. Ei, eroii Scripturii, adevărații eroi ai lui Dumnezeu, nu au fost atât de mult axați pe a omorâ. Dacă ne gândim la marele om al lui Dumnezeu, Elisei, un om al păcii, un om al lui Dumnezeu, un om al credinței, un om al rugăciunii și un om pragmatic în același timp, în vremurile acestea de criză și în vremurile acestea de restriște, a găsit soluțiile astfel încât să aducă alinare, vindecare, prosperitate oriunde mergea. El nu era unul dintre eroii aceia care iau sabia și omoară. Cu toate că există în Sfânta Scriptură și astfel de eroi cărora Dumnezeu le-a poruncit să omoare din vari motive, cu toate acestea, Elisei face parte din acei eroi ai lui Dumnezeu pentru care credința era o adevărată sabie.
eroii care salvează și cei care omoară. Aș vrea să duc puțin în altă nuanță imaginea celor care omoară. Acei eroi care sunt cu o motivație greșită, cu un caracter dubios, cu frustrări, cu răutate în suflet, care sunt numiți pe nedrept mari eroi. Unii dintre ei ocupă funcții foarte înalte și lumea se teme de ei. Nu pentru ceea ce sunt ca oameni, ci pentru ceea ce au devenit din punct de vedere a caracterului și din ceea ce pot face cu puterea pe care o au. Atâția nebuni există și în lumea noastră care au pus mâna pe putere și în a căror poruncă stă destinul a milioane de oameni. Te uitați la Coreea de Nord, ne uităm în zona Ucrainei, dar ne uităm și în zona Rusiei, ne uităm și în zona Europei, ne uităm și în zona Nord-Atlantică. Peste tot există câte unul, cel puțin, care are puterea în mână sau un grup de interese care au puterea în mână și care pot să devină mari eroi care omoară pe alții și culmea ne vând nouă povești de genul mor pentru patrie, mor pentru apărarea țării, dar de fapt mor pentru interesele unora sau ale altora. Eroi care salvează și eroi care omoară. În 2 Împărați, capitolul 6, întâlnim descrisă o perioadă de criză din viața poporului Israel, sub pericopa intitulată Împresurarea Samariei. O perioadă de asediu în jurul Ierusalimului, în jurul Samariei, mă scuzați, făcută de Ben-Hadad, împăratul Siriei, care și-a strâns toată oștirea și a împresurat Samaria. Situația era atât de grea și de gravă, încât oamenii începuseră să mănânce capete de măgar și găinați de porumbel. Și ca să nu fie suficient, într-o zi a venit la împărat o femeie și i-a spus: împărate, domnul meu, te rog, fă-mi dreptate, ei, lasă-mă în pace, eu am atâtea probleme pe cap, am atâtea situații de rezolvat și tu vii să-mi mai umpli capul cu problemele tale. Ce ai? Ce vrei? Păi uite, hai să spun. Și aici este descrisă acea problemă pe care o avea femeia. Ea a răspuns: dă-mi pe fiul meu, pe fiul tău să-l mâncăm azi. Era o înțelegere între două mame care au zis: uite, azi mâncăm pe copilul tău, mâine mâncăm pe copilul tău. Și s-au învoit. Și una dintre ele a spus: uite, eu m-am învoit ca să-mi dau copilul să fie mâncat, să-l mâncăm amândouă. Și a doua zi a urmat ca ea să facă lucrul acesta. Femeia aceea mi-a zis: dă-mi pe fiul tău să-l mâncăm astăzi și mâine vom mânca pe fiul meu. Noi am fiert pe fiul meu și l-am mâncat și în ziua următoare i-am zis: dacă dă pe fiul tău ca să-l mâncăm. Dar ea a ascuns pe fiul ei. Observați cât de grea era situația. Deci pur și simplu ți se întoarce stomacul pe dos. Poți să faci un film de groază din scenariul acesta. Atât de gravă era situația, foametea și criza, încât mamele, care sunt atât de atașate de copii, ajunseseră în situația să-și mănânce copiii, acte de canibalism. Ce faci în situația aceasta? Bineînțeles, eroul care este acolo doar pe funcție, zicea: gata, cine este vinovat? Cine este vinovat? Și să știți că liderii slabi caută mereu vinovați. Observați și în politică și oriunde, când apare o problemă, păi da, nu noi suntem de vină, cei care au fost înainte. Și pe de o parte au dreptate. Însă, dacă stai mai mulți ani într-o funcție și lucrurile sunt la fel și tu dai vina tot pe cei care au fost în urmă cu 4, 8, 10, 12, 21 de ani, 30 de ani, înseamnă că ai o problemă. Înseamnă că, de fapt, nu îți meriți locul pe care îl ocupi. Liderii slabi întotdeauna caută vinovați. Și așa era și împăratul lui Israel. Un lider slab, un lider idolatru, un lider care l-a părăsit pe Dumnezeu, care era cu totul și cu totul depășit de situație.
ca o mică paranteză, situațiile acestea nu veneau întâmplător. Și de ce spun lucrul acesta? Pentru că dacă îl excluzi pe Dumnezeu din ecuație, așa cum fac foarte mulți oameni în zilele noastre, ai zice, da, a venit război, s-a apucat și Ben-Hadad, ăla n-a avut ce face, să meargă să cucerească noi teritorii. Însă, atunci când vorbim de conflictele armate împotriva poporului lui Dumnezeu, împotriva poporului Israel, vorbim de condiționarea din cadrul legământului. Legământ care avea în componența lui binecuvântarea și blestemul. Și Dumnezeu le-a spus foarte clar, dacă vei asculta și vei împlini poruncile Domnului Dumnezeului tău, atunci binecuvântarea va fi peste tine, pântecele va fi binecuvântat, rodul țarinei va fi binecuvântat, vei fi peste tot bineprimit și așa mai departe. Și neamurile vor veni la tine să se împrumute de la tine și tu vei da cu împrumut și niciodată nu vei lua cu împrumut. Era binecuvântarea lui Dumnezeu în cazul ascultării și urmează blestemul, despre care Dumnezeu de asemenea a făcut conștienți. Dacă nu vei asculta, atunci sabia va veni peste tine, nenorocirea, ciuma, foametea, bolile și așa mai departe. Toate vor veni peste tine ca rod al neascultării. Așa că poporul lui Dumnezeu era în situația aceasta din cauza neascultării, din cauza nelegiuirii, în frunte cu împăratul, care era un împărat idolatru. Și în momentul în care a ajuns în probleme, împăratul, ca orice lider slab și responsabil, a căutat vinovați. Și fiți atenți, după ce femeia i-a relatat problema legată de copilul ei și conflictul pe care îl avea cu cealaltă femeie, cum a auzit cuvintele acestei femei și a rupt hainele și poporul a văzut că pe dinăuntru avea un sac de păr pe trup. Împăratul a zis să mă pedepsească Dumnezeu cu toată asprimea dacă va rămâne azi capul lui Elisei, fiul lui Șafat, pe trupul lui. Și acum mi se blochează logica și tot ceea ce înseamnă gândire. Cum adică? Ai o situație în care tu, prin neascultarea ta, ai atras pedeapsa lui Dumnezeu. Și în loc să recunoști, da mă, uite, Dumnezeu trimite peste noi nenorocirea și suportăm consecințele neascultării, tu cauți țapii spășitori. Ce legătură avea Elisei cu criza în care se aflau? N-avea nicio legătură. Ba dimpotrivă, el era vinovat pentru tot ceea ce se întâmpla, pentru că era împărat, pentru că el a condus și cu ceilalți predecesori ai casei regale și a liniei regale din care făcea parte, ei au dus Israelul în nelegire, în păcat și acum, domne, păi din cauza asta, Elisei, gata, am terminat cu el. Nu mai avem ce discuta. Trebuie să moară Elisei, omul lui Dumnezeu. Perioadele de criză arată cu adevărat cine ești. Dacă în perioadele de criză te uiți în stânga și te uiți în dreapta și cauți vinovați și nu cauți soluții, înseamnă că ești slab. Dacă renunți la luptă, înseamnă că ești slab. Dacă de vină sunt alții pentru ceea ce se întâmplă în viața ta, înseamnă că ești slab. Și aș vrea să vedeți diferența între împăratul lui Israel, care la cea mai mică provocare începe să fiarbă și să caute soluții găsind vinovați, neasumându-și nimic din responsabilitate, aș vrea să vedeți diferența între el și Elisei. Un isteric, pe de-o parte, și celălalt un om calm, plin de credință, care se încrede în Dumnezeu. Spune versetul 32 că după ce Ahab, după ce împăratul a făcut această declarație, nu era vorba de Ahab, era vorba de un urmaș de-al lui, după ce împăratul a făcut această afirmație, este vorba de Ioram, omul lui Dumnezeu Elisei ședea în casă și bătrânii ședeau lângă el. Păi de ce nu ședeau lângă împărat? Pentru că n-aveau ce să ia de acolo. Oamenii, știți, se
așează în zona aceea unde se simt în siguranță. În zona împăratului nu se simțeau în siguranță, pentru că de regulă despoții și cei care au puterea, în momentul când au nebuniile lor și apucăturile lor, sunt foarte imprevizibili. Oricând te poți curta de cap, poți să ia decizii care de care mai năbădăioase și mai lipsite de sens și de rațiune. Sunt greu de citit, greu de prevăzut ce vor face și de aceea oamenii caută să stea în rezervă. Bătrânii erau cu Elisei pentru că simțeau că este în control, în echilibru. Bătrânii ședeau lângă el. Împăratul a trimis pe cineva înainte. Dar înainte ca să ajungă Solul, Elisei a răspuns bătrânilor. Aici este ironie. O ironie clară a lui Dumnezeu și o ironie clară pe care o manifestă Elisei în fața unei amenințări iminente care viza chiar viața lui. Bazându-se pe Dumnezeu și pe ceea ce făcea Dumnezeu în viața lui, stă cât se poate de calm și de liniștit. Chiar înainte să ajungă Solul împăratului, Elisei le spune ce se va întâmpla. Vedeți că acest fiu de ucigaș trimite pe cineva să-mi ia capul? Ascultați! Când va veni Solul, închideți ușa și opriți-l la ușă. Nu se aude oare sunetul pașilor stăpânului său în urma lui? E tare! Nu ca asta pentru cine poate să o suporte sau pentru cine poate să o spargă. Vă dați seama să fii amenințat de moarte și să spui ca profet, vedeți că vine Solul ucigașului și ucigașul șefului este în spatele lui. Știu că vine să mă înhațe, știu că vine să mă aresteze. Știți ce să face? Să-i țineți la ușă. Vă dați seama ce răspuns. În loc să facă plecăciuni, să trimită Sol, vai împărate, te rog frumos, vai iartă-mă, vai fii cu mine, vai nu, nu-i vina mea. Atâta pupăm picioarele la unii potentați care e vai de steaua lor și vai de capul lor din toate punctele de vedere și vai nu știu ce, vai nu știu cine. Stai un pic, e om, este muritor ca și tine. Și asta nu înseamnă ca să fii lipsit de respect. Însă unii sunt atât de hipopotami în societatea noastră și în lumea noastră, încât cred că în jurul lor gravitează toată lumea și toți ar trebui să facă plecăciuni în fața lor, să zică, da, să trăiți, vai, iertați-mă că exist. Pe bune? Dragii mei, oamenii lui Dumnezeu au avut întotdeauna demnitate și au avut acea putere de a spune chiar și demnitarilor ceea ce trebuia să li se transmită. Și Elisei nu face excepție de la acești oameni ai lui Dumnezeu. Înainte să ajungă, a spus, vedeți că vine Solul și ucigașul în urma lui. Pe când vorbea el încă, Solul se și pogorâse la el și împăratul a zis, iată răul acesta vine de la Domnul, ce mai am de nădăjduit de la Domnul? Pe ce să nădăjduiască de la Domnul, că nici nu mai credea în Domnul? Știți, sunt unii care îl leapădă pe Dumnezeu, se duc după cum le dictează voința lor și după aia dau vina pe Dumnezeu. De ce a îngăduit Dumnezeu lucrul acesta? De ce îngăduie Dumnezeu să trec prin situația aceasta, prin problema aceasta? Păi de ce? Pentru că de mult tu nu mai ai treabă cu Dumnezeu. Te-ai gândit la aspectele acestea? Te-ai gândit dacă într-adevăr mai crezi în Dumnezeu? A, declarații pot să fie multe și frumoase, însă realitatea în care trăiești, care este? Perioadele acestea de criză nu fac altceva decât să te trezească și să-ți arate cine ești cu adevărat. Și, prin anumite circumstanțe, vedem că de 2-3 ani de zile vin una după alta, perioade de criză. A venit criza aceea a lui Covidel, în care s-a văzut clar. La unii panică, disperare, frică extremă, în altă parte control total, dorința de a subjuga cu mână de fier proștii care fac parte din mase, o dorință de control din ce în ce mai mare,
trusturile de media, care mai de care, să țină acolo în atenție pe sărmanii aceștia creduli și naivi. Și pe unii i-au setat atât de bine mental, încât nu-și mai revin nici acum. Ai vezi cu măști pe stradă, singuri în mașină, pe trotinetă, pe bicicletă, i-a tâmpit cu totul de cap. Și unii chiar au făcut o virtute din asta, că, vezi, Doamne, dacă ești de acord cu niște politici, cu niște ideologii, faci un scop de viață din toată povestea aceasta. A venit criza aceasta cu pandemia, după aia a început imediat războiul. Nu s-a terminat una, că a început alta. Iar, peste tot, numai aceeași problemă, aceeași problemă. După aia stai că vin crizele ecologice, că vin crizele economice. Acum, hop, ne-am trezit și cu războiul din Israel și una după alta, n-ai timp să te dezmeticești din una, că urmează alta. Și întrebarea este, când credeți că se vor opri? Și dacă ar fi să aștept să se așeze lucrurile, credeți că ne ajunge viața asta? Poate că da, poate că nu. Dar dacă se prelungește 5, 10, 15 ani, situația aceasta de criză, ce vei face? Observați că toate aceste evenimente sociale și politice și economice care se întâmplă în lumea noastră, toate aceste fenomene sunt o oglindă pentru noi. Cât de bine stăm din punct de vedere spiritual, cât de bine suntem ancorați în realitate ca oameni, cât de bine știm să luptăm cu viața, să găsim noi portițe și noi căi de a merge mai departe cu existența. Fără credință, dragilor, nu există putere. Fără credință, nu există putere. Și mă refer la acea putere care te ține în zona de calm, de liniște sufletească, nu la puterea dictatorilor nebuni, isterici, care bănuiesc pe toată lumea din jurul lor, care dau legi draconice să se protejeze pe toate căile, nu cumva să fie asasinați, nu cumva, aia nu-i putere, aia este un factor temporar prin care tu ai putere de decizie, dar nu este o putere interioară, acea putere care îți oferă liniște, calm. Așa cum vedem la Elisei, omul lui Dumnezeu. E război, e foamete, murim de foame, pe capete. Elisei stă liniștit. Împăratul te amenință că o să-ți taie capul. Elisei stă liniștit. Ba, mai are și simțul umorului. Vedeți că fiul ăsta de ucigaș, vorba de Ahab, nu? Și de tante Izabela, care erau maestri în asasinate, vă aduceți aminte de episodul cu Nabot și altele. Și zice, uite, fiul ăsta de ucigaș vine acum să-mi ia viața. Închideți-i ușa și spuneți-i să stea acolo liniștit. Și întreabă fiul acesta de ucigaș, fără credință, ce mai pot să nădăjduiesc eu de la Domnul? Păi ce să nădăjduiești de la Domnul dacă tu nu mai crezi în Domnul? Asta e ideea. Și poate că ne uităm la el și zice, vai ce idolatru, vai ce om lipsit de credință, vai ce om apostaziat. Însă orice teamă de felul acesta care neagă puterea lui Dumnezeu și prin care Dumnezeu nu este crezut este periculoasă. Poți să fii un necredincios împotrivitor lui Dumnezeu sau poți să fii un necredincios cu Biblia în mână, care citește psalmi și tremură de frică, care citește făgăduințele lui Dumnezeu și clănță nedinții, care stă toată ziua și citește Biblia la rând, dar el nu întreprinde nimic pentru ca să nu-și piardă funcția, titlul, acel status quo și anumite avantaje minuscule. Ca efect, până la urmă, ești tot un om lipsit de putere. Nu înseamnă că doar aceia care nu cred în Dumnezeu și manifestă lucrul acesta și ostilitate față de Dumnezeu sunt lipsiți de putere din partea lui Dumnezeu. Ci și aceia care sunt toată ziua cu Biblia în cap și în mână și cu rugăciuni și cu tremurat și cu acea teamă care n-are de face cu teama de Dumnezeu. Fără credință
nu există putere. Și avem aici un tablou cât se poate de clar. Omul lui Dumnezeu, Elisei, vine în fața împăratului și spune: Împărate, ești de mult pe alte cărări. Ce se întâmplă în capitolul 7? Elisei a zis, omul care vine cu soluția, știți, oamenii politici sau, hai să zic, oamenii slabi, întotdeauna știu să dea sfaturi, oferă porunci altora, trebuie să faci asta acum, repede, tunăm, ordonanțe de urgență. Știți ce înseamnă asta? Slăbiciune. Oamenii puternici oferă soluții, au control, au imaginea de ansamblu și spun ce putem să facem, asta. Oamenii puternici oferă soluții, nu atât de mult sfaturi și porunci. Și un astfel de om era Elisei, un om puternic. Ascultați cuvântul Domnului. Așa vorbește Domnul: mâine, la ceasul acesta, se va vinde la poarta Samariei o măsură de floare de făină cu un siclu și două măsuri de orz cu un siclu. Călărețul pe brațul căruia se rezema împăratul a răspuns omului lui Dumnezeu: chiar dacă ar face Domnul ferestre în cer, cum s-ar putea întâmpla un asemenea lucru? Și Elisei a zis: vei vedea cu ochii tăi, dar tu nu vei mânca din ele. Observați că oamenii credinței și oamenii care sunt ancorați în cuvântul lui Dumnezeu pot să aibă control și asupra viitorului, pot să prevadă acele soluții pe care le oferă Dumnezeu. Mâine, pe ziua, pe vremea aceasta, o să se rezolve perioada de criză. O să se ieftinească toate, că tot ne spun ăsta de scumpiri. De ce? Știți de ce? Pentru că vor controlul asupra noastră. Când aud de plafonări de prețuri. Dar de ce nu ieftiniri de prețuri? Plafonări. De ce? Pentru că e o chestie temporară. Când a trecut campania electorală, ți-ai pus ștampila pe el și a ieșit din nou în funcție, după aia îți arată cotul sau alte părți ale corpului și zice: îmi pare rău, dar gata, s-a terminat cu plafonarea. Uit! Și prețurile o iau din nou în sus și are control asupra ta. Sunt atât de mulți astfel de oameni care caută să controleze în perioadele acestea de austeritate. Prea puțini sunt aceia care oferă vindecare, speranță și soluții. Călărețul pe brațul căruia se rezema împăratul a răspuns omului Dumnezeu: chiar dacă ar face Domnul ferestre în cer, cum s-ar putea întâmpla un asemenea lucru? Și Elisei a zis: vei vedea cu ochii tăi, dar nu vei mânca din ele. Aceleași vremuri, experiențe diferite. Foarte interesant. Împăratul trăia în aceleași vremuri cu călărețul care era lângă el, cu solul care i-a dus solia lui Elisei și cu Elisei. Dar cu toate acestea, deși trăiau în același context politic, social și economic, experiențele erau cu totul și cu totul diferite. Aceleași vremuri, experiențe total diferite. Elisei a spus: uite, mâine se rezolvă cu criza. Mâine se rezolvă cu criza. Mâine se va vinde ieftin grâul și orzul. Nu mai trebuie să cumpărați găinați să mâncați. Nu mai trebuie să mâncați capete de măgar, animale necurate. Totul se rezolvă mâine. Experții, știți? Că experții îngroapă economia, experții falimentează statul, experții falimentează societatea și așa mai departe. Sunt o mulțime de experți care fac lucrurile astea. Nu credeți că ne-i ca nimeni să duce și el și face criză globală. Nu! Experții creează crizele globale. Experții sunt cei care falimentează companiile de stat. Experții sunt cei care fac adevărata evaziune fiscală. Nu ăștia mici. Experții duseseră Israelul în rătăcire și în criză. Experții. Și n-aș vrea să înțelegeți că am ceva împotriva experților.
Însă, experții, dacă nu au caracter și teamă de Dumnezeu, sunt o adevărat pericol. Cum a rezolvat Dumnezeu situația? Este de-a dreptul fascinant și în același timp îți stârnește toată admirația această ironie a lui Dumnezeu. Dita mai criza alimentară, economică, ăștia erau sub stare de asediu, oamenii se mâncau în dinți, era o foame de cumplită. Și Dumnezeu trimite un înger să toșească puțin în tabăra sirienilor și ăștia pleacă, așa, 100 și ceva de mii, dispar, lasă acolo, ca la balâcuri, lasă acolo arme, lasă mâncare, lasă tot și fug. Groaza lui Dumnezeu a intrat în ei. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, versetul 6, că Domnul făcuse să se audă în tabăra sirienilor un vuiet de care și un vuiet de cai, vuietul unei mari oștiri. Și ziseseră unul către altul, împăratul lui Israel a tocmit împotriva noastră pe împărații hetiților și pe împărații egiptenilor ca să vină să lupte împotriva noastră. Și s-au sculat și au luat-o la fugă în Amurg și au lăsat corturile, caii, măgarii, tabăra, așa cum era, și au fugit ca să scape viața. Cât de ușor rezolvă Dumnezeu crizele? Și cât de greu le este oamenilor să rezolve crizele? De ce? Pentru că Dumnezeu nu are interesul să te țină ca pe o păpușă, pe aț și pe sfori. Dumnezeu nu are interesul ăsta, însă oamenii dezaxați și oamenii avizi de putere și oamenii fără caracter și oamenii care l-au lăsat la o parte pe Dumnezeu, ăștia au interes să te țină așa, să te joace pe degete. Vine criza, vine războiul, vine foametea, vin scumpirile, plafonări, ne mai gândim, se face aia, se face cealaltă, criză, știri negative peste știri negative și oamenii își dau sufletul de groază. Soluții? Nicăieri. Doar că vine ceva mai rău. Și oamenii, culmea, stau în dependența aceasta de negativism și de evenimente negative și mai mult. Cu cât le dai mai multe crize economice, cu cât le dai mai multe amenințări și mai multe probleme, cu atât vor sta. Oare ce se întâmplă mai departe? Ce nenorocire mai mare ca asta vine? Oare ce poate să vină? Nu-ți dai seama că ești ținut acolo captiv într-un univers al negativismului ca să fii acolo sclav? Însă majoritatea sunt acolo, dependenți de porția de otravă care vine zilnic. Cum a rezolvat Dumnezeu? A trimis acel vuiet și sirienii au plecat. Cum au aflat despre ceea ce a făcut Dumnezeu? Spune Biblia că erau niște leproși care, fiind stigmatizați, fiind marginalizați, dați la o parte de societate din motive de securitate sanitară, trimiși la marginea cetății, mâncau din ce le aruncau alții, ei se preocupau ce să mai facă, cum să trăiască, văd tabăra asta pustită sau, eu știu, în care se întinsese o anumită capcană și să vedem, bă, ne întindă și ce să mai pierdem, oricum suntem leproși, oricum murim, oricum e vai de capul nostru. Mergem să vedem, nu mai avem ce pierde. Decât să murim de foame, hai să vedem, poate ne dau ăștia ceva de pomană. Și când au văzut, bă, cortul liber, bă, ăsta pare cortul împăratului sau a generalului, nu-i nimeni, bă, hai! Ce e aici? Bani, mâncare, haine. Mergem să facem provizii. Știți, instinctul de supraviețuire. Fac provizii. Le ascund. Mai vin o dată. Măi, dar parcă-s prea multe. Nu facem bine. Hai să vedem ce facem. Hai să dăm de veste în cetate. S-au dus să dea de veste în cetate. Și fiți atenți, experții din nou. S-au dus după ei până la Iordan și iată că tot drumul era plin cu haine și lucruri pe care le aruncaseră sirienii în goana lor. Asta când au venit înapoi cu experții, dar când s-au dus în cetate și le-au dat vestea, a zis împăratul, na, stați un pic, na, eu strateg militar, eu vă spun eu care e situația și toată șmecheria aici. Ăștia s-au retras,
ca noi să ieșim din cetate și după aia să dea buluc peste noi să atace cetatea. Na, 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 na. Hai să vedem câți cai mai avem. Mai avem vreo câțiva cai aici. Îi numărăm pe degete. Să se trimită, spune împăratul. 5 din caii care au mai rămas în cetate și dacă se va întâmpla ceva, se întâmplă doar lor. Hai să vedem. Îi trimitem să vedem ce se întâmplă. Și într-adevăr au venit și ăștia cu pradă, cu mâncare. A, interesant. Expertul ce a zis? A, sunt capcane, sunt chestii politice. Nu, cum? Dar de fapt omul credinței le spusese că mâine pe vremea asta se va rezolva perioada de criză și Dumnezeu le-a vorbit prin niște leproși. Le-a transmis mesajul că s-a terminat cu criza. Cum? De pe o zi pe alta? Da. Știți cât de ușor s-a terminat criza? De pe o zi pe alta. Însă există un adevărat concubinaj între stat, bănci, biserici și instituțiile astea economice, marile companii, care au interes să țină lucrurile așa, acolo, în criză. Și nu vedeți că profiturile sunt uriașe? Marea problemă este tot la cei de jos, la cei mici. Pe ei cade greutatea. Începând de la Reagan încoace, datoria care a venit pe spinarea omului de rând s-a mărit din ce în ce mai mare și a început modelul din America, s-a transmis în Europa și în alte țări ale lumii, că noi îi copiem. Așa s-a întâmplat și atunci. Criză, 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 pe spinarea oamenilor. Până când Dumnezeu a hotărât să rezolve de pe o zi pe alta perioada de criză. Împăratul încredințase paza porții în mâna călărețului pe brațul căruia se rezemase atunci. Cel care a zis lui Elisei, auzi și dacă face Dumnezeu ferestre în cer, tot nu se rezolvă problema asta. E chestie de calcule, să redresăm economia, să punem, să facem locuri de muncă, să facem comerț, să reluăm lucrurile. Zice Dumnezeu, eu vă dau toate astea, gata! Ca să ieșiți din toată criza asta. Nu se poate. Și Elisei a spus, o să vezi cu ochii tăi, dar nu o să te bucuri de ceea ce va veni ca binecuvântare peste poporul Dumnezeu. Dar călărețul acesta a fost călcat în picioare de popor la poartă și a murit după cuvântul pe care rostise omul lui Dumnezeu când se pogorâse împăratul la el. Omul lui Dumnezeu spusese atunci împăratului, mâine, la ceasul acesta, se vor vinde la poarta Samariei 2 măsuri de orz cu un siclu și 1 măsură de floare de făină cu un siclu. Iar călărețul răspunsese omului lui Dumnezeu, chiar dacă ar face Domnul ferestre în cer, cum s-ar putea întâmpla un asemenea lucru? Și Elisei zisese, vei vedea cu ochii tăi, dar nu vei mânca din ele. În adevăr, așa s-a și întâmplat. A fost călcat în picioare la poartă de popor și a murit. Aceeași situație, aceeași conjunctură politică și economică, experiențe total diferite. Omul lui Dumnezeu Elisei, plin de speranță, plin de credință, plin de liniște și calm, împăratul disperat, isteric, tot cu ordonanțe de urgență, ceilalți din jur, la fel, necredincioși ca împăratul, îi susțineau suspiciunile, temerile, că de acolo venea mălaiul. Și de acolo mai mâncau ce mai rămăsese. Nu mai rămăsese mult, dar măcar era ceva decât nimic. Perioada de criză în care s-a văzut cât se poate declar cine erau. Omul lui Dumnezeu, tare ca o stâncă, încrezător în Dumnezeu, împăratul, oportunist, dezorientat, fricos. Ceilalți slujitori, la fel, îi călcau pe urme, pentru că erau exact la fel. Nu știu ce așteptări ai tu de la viitor, sau nu știu cum crezi că va fi viața ta de aici încolo. Dacă vei aștepta ca lucrurile să se îndrepte, să fie mai bune, da, poate că se vor îmbunătăți, dar dacă nu se vor îmbunătăți în grabă, ce vei face? Îți vei irosi ani din viață așteptând să fie mai bine și plângându-te că este rău, că este criză, că merg lucrurile prost, că
ar trebui să fie așa și așa, să cauți vinovat, să te uiți la știri până la 3 noaptea și la emisiuni trâncănel politice în care nu se rezolvă nimic. Asta vrei să faci? Poți să faci. Așa fac majoritatea. Și știți ce realizează cu acest fel de a acționa? Nimic. Își irosesc viețile, pur și simplu. Își irosesc viețile. Viața lor nu mai este ancorată în realitate. Nu mai vorbim că oamenii aceștia nu-și mai trăiesc viețile. E plină lumea de morți vii care umblă pe stradă. Și vezi numai așa, surmenați cu ochii cât cepele, stresați și plini de frici și de anxietăți și de depresii. De ce? Pentru că nu mai cred în ceea ce spune Dumnezeu. Și singura lor preocupare este viitorul. Ce va fi în viitor? Însă, s-ar putea ca acest viitor să fie pentru ei ca o fata Morgana, o promisiune a unui mai bine neîmplinit niciodată. Și cu cât fug mai mult după această imagine falsă, cu atât dau din ce în ce mai multe probleme. Pentru că nu aleg să înfrunte realitatea, să caute soluții în contextul dat și să trăiască viața așa cum este în prezent. Ci aleargă tot timpul spre un mai bine care nu mai vine poate niciodată. Este cumplit să trăiești viața în limitele acestea. Este cumplit să aștepți ca alții să-ți aducă bunăstare, alții să-ți rezolve situația economică și financiară, alții să-ți rezolve deciziile pe care trebuie să le iei tu. Dacă vrei să se schimbe ceva în viața ta, trebuie să acționezi în zona credinței, a temerii de Dumnezeu. Și de ce nu? Trebuie să-ți ascuți inteligența în așa fel încât viața ta să se schimbe. Necredința este o mare problemă, mai ales în situațiile acestea de criză. Și știți ce este cel mai tulburător? Faptul că oamenii au făcut din credință o cârjă a neputinței. Foarte mulți oameni, da, se refugiază în zona religiei, în zona credinței, pentru că, e frumos, îți oferă oarecare siguranță. Mergi la biserică, frumos, vezi icoane, vezi, eu știu, altare, vezi elementul ăsta sacru, mistic, vezi personalități din astea ecleziastice care îți vorbesc tot felul de lucruri interesante și unele ziditoare, altele sunt praf în ochi și fum, dar cel puțin pentru moment, e un tranquilizant care promite ceva, te duce acasă, dai de aceleași probleme, nu se rezolvă mare lucru. Și oamenii se refugiază în zona aceasta a temerilor religioase, însoțite cu oarecare doză de evlavie, cu oarecare doză de ritualistică, lucruri care le dau oarecare siguranță, dar nu este acea siguranță pe care vrea să o avem Dumnezeu. Sunt acei fricoși duhovnicești, cu minți, docili, supuși, care așteaptă. Așteaptă ca Dumnezeu să acționeze. Așteaptă să cadă minunile din cer. Așteaptă ca Dumnezeu să rezolve problemele din viața lor. Și așteaptă și se roagă, și așteaptă și se roagă. Și nu se întâmplă nimic. Observați că oamenii credinței n-au așteptat doar. Au înfruntat problemele, personalitățile acestea necredincioase și au oferit soluții. Și au spus, uite, mâine, pe vremea aceasta, se rezolvă criza economică. Mâine, pe vremea aceasta, facem ceva, se schimbă viața. Ei, câți dintre lămâiorii de pe altare vă spun lucruri din astea? Hai să găsim soluții la problema asta. Hai să vedem ce putem vedea. Da, de unde? Nu, praf în ochi. Oh, vin lucruri și mai rele și mai grele și mai nu știu cum. Speranță, nicăieri, în viitor. Totul este plasat în viitor, în lumea de dincolo, în lumea asta. Numai necazuri, probleme, greutăți și bătăi de cap. Toate sunt în lumea cealaltă. De asta foarte mulți merg în zona pragmatică.
chiar a agnosticismului sau a necredinței față de un Dumnezeu religios. Pentru că s-au săturat să fie manipulați, s-au săturat să fie speriați și înfricați de unii și de alții, s-au săturat să n-aibă soluții, s-au săturat ca singura modalitate de a te apropia de Dumnezeu și de a rezolva problemele să fie teama și să fie un resemnat al sorții, un om cu capul plecat, care totdeauna n-are opinie, n-are atitudine, n-are decizie, nu poate să facă nimic. El este acolo, stă liniștit, cu minte, se mai teme, se mai uită la o icoană, se mai roagă, se mai duce la biserică, se duce acasă, dă de probleme, lasă, mă duc iar la biserică. Și tot așa. Și viața este la fel. Elisei a spus, mâine, pe vremea aceasta, perioada de crize se termină. Când a murit fiul Sunamitei, l-a înviat. Când au venit probleme de natură economică în familia văduvei, care a venit și a spus, omule al lui Dumnezeu, mâine vin să-mi ia copiii cămătarii. Te rog, fă ceva. Nu a zis, hai să ne rugăm, hai să ne rugăm, să ne rugăm, să ne rugăm, să ne rugăm. Praf în ochi. Ce ai în casă? Ulcioare, du-te și mai adă. Cât de multe poți. Și toarnă, 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 până când se umplu toate. Pragmatism al credinței, care este însoțit de teama de Dumnezeu, dar este o acțiune concretă, clară. S-a rezolvat sau nu problemele? Dacă vă uitați în cartea împăraților, în 1 împărați și în 2 împărați în special, unde îl întâlnim pe Elisei, vedeți că Elisei este un, iertați-mi modificarea asta de cuvânt, rezolvator de probleme. Este omul lui Dumnezeu, nu este un ONG al carității, dar este un om care rezolvă problemele oamenilor. Dacă e nevoie de vindecare, vindecă, dacă e nevoie de înviat, învie, dacă e nevoie de o minune în zona aceasta economică, face minunea aceasta ca viața oamenilor să fie mai bună. Nu era un trântor care trăia pe spatele credincioșilor creduli și naivi, ci era un om care rezolvă problemele. Aici este ideea. În perioadele de criză se vede cu adevărat cine ești. Elisei a fost un om mare. A fost un titan al credinței. A fost un om care a dat exemplu de calm, de credință, de încredere în Dumnezeu atunci când situațiile erau cât se poate de neprielnice și de nefavorabile. Cum te raportezi tu la perioadele de criză? Devii speriat, devii temător, începi să te gândești cu groază la viitor? Dacă astfel privești lucrurile, înseamnă că ești un om mic. Dumnezeu vrea să fii mare. Încrede-te în El. Și în perioadele de criză poți să te măsori, să vezi cât ești de mare ca om. Perioadele de criză arată cu adevărat cine ești.